Trăim într-o lume în care este foarte important să arătăm bine. E ușor de constatat. Mergi pe stradă, în mall-uri și constați că oamenii investesc mult în imagine. Aceasta a devenit atât de importantă încât nu mai contează nici cum te simți, nici cum ești tu ca persoană. Purtăm hainele sufletului pentru a ascunde cine suntem, spunea cineva. Am devenit societatea care nu răsplătește cine suntem, ci cum arătăm. E mai important să arăți bine decât să fii bun. Imaginea prin opoziție cu substanța, persoana noastră mitologică prin opoziție cu ființa reală, este prezentată și promovată ca piersica frumoasă la supermarket. Aparențele înșală și la supermarket și în altă parte. Suntem așa de zăpăciți, așa de încurcați de propriile noastre deghizări și ale celorlalți, încât nu mai știm cine e care. Aici stă marea putere de desbrăcare a sufletului, pentru că toți știm când celălalt este autentic. Cât de ușor putem ajunge să fim înșelați de exterior? Despre aceasta ne atrage atenția Petru în prima sa epistolă, capitolul 3, unde ne scrie despre omul ascuns al inimii. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Petru se adresează aici în special femeilor, dar cu siguranță este valabil pentru oricine.